Am dat termen 10 zile din momentul în care ea a fost dispusă. Și, repet, nu este o anchetare a procurorului, pentru că eu nu pot să-i anchetez. Exercitarea acțiunii disciplinare intră în competența procurorului general abia din luna mai. Este un control pentru a verifica cum au fost gestionate informațiile care au rezultat din monitorizarea care s-a făcut. Dar până acum dumneavoastră ați vorbit cu procurorul de caz despre am aceste vorbit, lucruri? Sigur că am vorbit toate zilele din momentul în care am primit referatul de arestare, sigur că am vorbit cu el, da? Și este sau nu Și a fost este... supus la o presiune mediatică, a fost supus la o presiune extrem de mare timp de un an jumate cât a derulat ancheta, s-au făcut plângeri peste plângeri. Nu cred că demisia procurorului de caz a rezolvat această problemă acum. Principala preocupare a noastră a fost să identificăm unde se află, să localizăm și să pornim demersurile de a-l aduce în țară. Dacă își dă procurorul de caz demisia, nu cred că el se întoarce în țară.